este nimic. În secundă. Da. Nu e. Așa. Și apoi îl transformăm în deci, acea, de după, acele ore în secundă și deci, poate. Da, ia. Vedem cât s-a dus până la ora 000. Da. Și pe acolo adăugăm ce trece dincolo. Adăugăm tot timpul asta. Asta este sigurul. Bine, hai să facem. Te rog să faci asta. Păi. Poți fac singură sau vorbesc? Da, ora 24. Vorbește ca să scriu eu. Păi câte ore sunt de la ora 24? Că simt o chestie asta. Vorbește cu tanța, vorbește că am două să bagă și nu fac nimic. Da, și-s două și la clasă tot. Nu fac așa, păi când am spus disciplină, atât s-a întâmplat. Deci când am spus, se ridică mâna, ai ceva de comentat, stai cu mâna până când te pun eu. Nu mă bruiez la colecția și-o dau peste cap. Păi. Deci așa se face, Daria. Da. Aflăm? Câte ore sunt de la ora 22 până la... Am condus clasă de asta în mici, peste ori, da. Și este o oră. Nu, este o oră, domnule. Așa, este și bine, știi ce se fac. O oră. Hai să vedem, din 24.00. Păi, dar ne legăm de problema trecută. Hai, zi, tocmai. Dar vorbim mai puțin și facem mai mult. 24.00. 00. Minus. 22. Vorbește, Daria. Minus 22. Vorbește, 47 de minute 47 de și 59 de secunde. Tragem linie și scădem. Putem? Nu. Nu putem. Ce facem? Vorbește. Păi luăm, luăm o oră de acolo și ar fi și o transformăm. 24 20. De 23 de ore. Da. 60 de minute. Da. Și 0 secunde. Da. Și scădem. Da, 22 de ore, 47 de minute și 59 de secunde și nu s-ar putea. Iar nu se poate. Și ce facem? Luăm de la minute și transferăm. Și-ar luăm fi, un minut din la. Da. Și-ar fi 23 de ore, da. 59 de minute, așa. Și 60 de secunde, corect. Minus 22 de ore, 47 de minute și 59 de secunde și atunci, a, da. Și facem, facem scăderea. Zic. Și ne dă 1, 1 0, da. 2, 1, 1 și avem o oră, 12 minute și o secundă. 1, 1, și atunci 12, facem, 1, da, și atunci facem 1. Deci până la ora 24 s-a scurs o oră, da. 12 minute și o secundă. Da. Și acum și ce facem următorul pas? 1 ori 60, ori 60. Nu timpul secundă. Nu facem între 37 de minute, adăugăm? Domn profesor, nu, păi, nu, nu, acel ne pune la sfârșit. A, bine. Acum, timpul secunde... 60 ori 60, ca să vedem cât ne dă în secunde o oră. Da, 60. Plus. 60 ori 60. Plus 12 ori 60. Da. Plus 1. Plus 1. Și este egal cu... 60 ori 60, care... 6 ori 6, 36, deci, mai adăugăm 2 zerouri. Vorbește așa. Deci 6 ori 6, 36. Și mai adăugăm 3600. Da. Plus. Plus. 12 ori 60. 2 ori 0. 0. 6. Da, și cum ar 2 ori 6. 6, 6, mama? 6 ori 2, 12. 6 ori 6 și plus 7. 7. 720 și da. Adăugăm în 0. 6, 720. Plus 1. Plus 1. Și e egal cu? Ar fi egal cu? 1 la unități. 1 la unități. 2 la 10. La sute. La sute avem 13, 13, 13 mâna rețetă. Și la mine avem 4 și ne dă 4327 secunde. 20. Am notat eu puțin 1, adică timpul până la ora 24. 12. Da, până la 24. Da, până la 24, dar noi mai avem încă 37 al doilea, de minute. Timpul al doilea în secunde care trecut. Da. 37 de minute și o secundă? 37 de minute și o secundă și atunci facem 37 4300, ori 4300 lasă-ți pe ăla, calculăm timpul 2. Da. Adică cele 37 de secunde 37 ori, ori 60, da. Plus 1 și va fi egal cu 7 ori 7. Uite tu, 6 ori 7, 42 da. Și 0 la sfârșit. Da. 6 ori 7, 42, ca și cum ai mulțit cu 10, nu? Da. 6 ori 42, 2. 2 scriem 4 lețile. 3 ori 6, 3 ori 6, 18, plus 4, 22. Da. Și ne dă 2227. 20. 20. Plus da, 1. 2220 plus 1. Este egal cu 2221. Și facem... Secunde. Și, da, secunde. Da. Și facem 4.000. Și acum, timpul total. Timpul total. 4321 de
timpul total. Total este egal cu timpul 1 plus timpul 2. Plus așa vorbim. Timpul 1 în secunde plus timpul 2 în secunde. Deci cu asta atrag atenția că am gândit până în timpul. Corect. Da. Și este așa vreau să vorbesc. Ok. Și este egal, și este egal cu 4321 plus 2221. Și este egal cu 2, 4, 5, 6, 7, 6, 7, în minute, nu în secunde. Descoperiți timpul în minute. Deci așa scrie. Timpul în minute. Dar ea scrie. Mai ușor la cărțile. Nu mai ziceți mai ușor. Descoperiți timpul în minute, scurs, de la ora. De la ora. 23:49:51 până la afișajul 02:13 și 00. În minute, da? Da, în minute. Ați înțeles, da? Bun. Dar l-am mai creat la secunde acolo, dar o să zică și ce e acolo în secunde, nu? Da. Încerc să da. Dar dacă nu rămâne restul în secunde. Exact. Atâtea minute și atâta restul în secunde. Da. Da. Nu, acasă faceți asta. Da. Acum să vedem o altă problemă. Da. N-ai reușit să faci ceva? Nu. Deci, vă dau o problemă. Copiii, ascultați-o, vă rog. Determinați două puncte, i-a stat domnul profesor. Am înțeles. Determinați numerele naturale de două cifre distincte, AB, variat. Deci două, să găsim toate numerele naturale, de formă, distincte. Distincte. AB barat. Știind că satisfac relația AB minus BA egal cu... Deci avem că AB minus BA egal cu A ori B, A ori B minus A. Minus A. Voi ați făcut așa ceva la școală, copii? Nu. Dar da, să știți că deja îți vine ideea în cap că AB este mai mare decât BA. Sigur că da. Pentru că se scade unul din altul. Descăzutul mai mare decât scăzător. Da. Dar la ce te trimite treaba asta? Dacă AB e mai mare ca BA, tu ai spus așa, AB trebuie să fie mai mare decât BA. Mă trimite cu gânduri, nu știu de ce, la segmente, nu știu de ce. Nu știu de ce. Dar stai o secundă, nu te duci repede pe segmente. Trebuie să gândim că A... Pentru că m-am gândit. Cine e A? Cine te poate să fie A? A? Cine poate să fie B? A poate să fie 100? Da. Nu. A trebuie să fie făcut dintr-o cifră. De la, a, deci A e cifră. Și B e tot cifră. De la 0 până la... Ba nu la 0. De la 0. Foarte bine, nu de la 0. A trebuie să fie și la 10 și la unită. Și dacă îl zicem că 0... Păi zero, asta e, copii. Cine poate păi fi A? A este de la... A poate fi. Deci A și B. Stați puțin. Pot fi, asta pot fi din mulțimea. Ziceți. Dar știți, eu mă gândesc că nouă ne spune acolo și BA, adică dacă le întoarcem... Păi asta ziceți, domn profesor. Trebuie să fie... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dania, te-am invitat și te insist pe chestia asta. Nu mai vorbi în timp ce gândești. Corect. Gândește și după aceea vorbești. Ce înseamnă că fiecare ne gândim și trâncă inima așa fără nicio? Așa fac la clasă, domnule. Nu se poate așa. Trebuie disciplinați. Asta e un stil defectos. Așa fac la toți. În colectiv, în mulțime, când ne ducem, apoi acolo nu o să înțelegi nimic la voi. E o harababură. Da, adevărat, doar că mi s-a... Mai nou, mai dau și cu plastilină în... Unii. Strecăm toată ora, eu nu facem așa. Da. Atenție multă. Deci prezența mea acolo va însemna altceva, Darea. Deci nu mă mai vede. Dacă fica mea în fața mea, ca elevă, niciodată nu mi-a zis tata. Niciodată. La școală nu, era niciodată. Domnul profesor. Domnul diriginte, eram dirigintele ei. Deci 4 ani de zile cât am avut-o în fața mea,
doi au fost la clasa 5-a și a 6-a și cu 4 la liceu, niciodată nu mi-a zis decât domnul deginte. Dar niciodată nu s-a vorbit cineva să îndrăznească în timpul orei mele. Deci trebuie să înțelegeți că trebuie să vă disciplinați. Nu vorbim când vrem, facem ce vrem, trebuie să aveți o atitudine. Ok, noi ne disciplinăm. Bine, gata, nu se gură. Hai, lasă-mi cealaltă, o să vadă, domn profesor. O să vezi cum mă discutim. Da, gata. Hai să vedem. Atenție. Prima observație care o avem de făcut este asta. Că A și B trebuie să fie cifre. Și nu de la 0, tot voi ați observat. De la 1 încolo. Lucru foarte important. Nu vorbi. Scuze. Atenție. Da? Prima chestiune. Dacă am observat că trebuie să fie cifre, încă un pas îl face Daria și spune că numărul ăsta construit din două cifre, AB, trebuie să fie mai mare decât BA. Acest lucru se transferă foarte tare asupra modului în care A este față de B. Cum se este A față de B? Păi A este mai mare. Nu, trebuie să zici mâna. Te anunți atât. Și una așa, mai de ce? Nu. Așa, Daria. Așa, mai de ce? Așa, da. De ce ai ridicat? Ai gândit așa și zici, poftim. Păi, A ar trebui să fie mai mare decât B, ca atunci când o să le inversăm. Nu, 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 scurt aici. Ok, A va fi trebuie, ar trebui să fie mai mare decât că cifra zecilor au față de cifra zecilor din poziția a doua care e B-ul, neapărat au mai mare ca B. Poți fi mă... Ca să așa. Am putea să calculăm așa. 1 cu 2, 2 cu 3, 3 cu 4, 4 cu 5, 5 cu 6. Deci tu te gândești să iei pe prima poziție, zicem, dacă A-ul este 2, B-ul cât să fie? 3. Păi el trebuie să fie mai mare, A-ul. Păi da, deci dacă aș l-aș lăsa pe A aici, pe prima, A o să fie 2. B o cât trebuie să fie? 1. 1. A, deci trebuie să fie mai mic. Așa că B o e mai mic. Deci 2 cu 1, 3 cu 2. Deci 2 cu 1. Dacă mă duc la 3, 3 cu 1, 3 cu 2. Da? 4 cu 1, 4 cu 2, 4 cu 3. Deci aș avea echipaje de făcut. Poftim, Daria, dacă tu ai altă. A poate fi de la 2 până la 9 și B, de exemplu, poate fi A, 2, A să fie 2, B să fie 1 A, și ar fi 21, 31, 41, deci, 51 insist, până la 9. Insist. Mergem așa, în așa discuție, pe varianta A egal cu 2, da? Da. A egal cu 2. Scriem asta. Da? Uh-huh. Și atunci, cum avem clar afișat că A este mai mare decât B? Noi avem în minte tot timpul. Asta e cap de serie, să zic așa. Dar tot timpul avem în minte că A mai mare ca B. Cum l-am luat A egal cu 2, B o cât trebuie să fie casat aici? Trebuie să fie 1. Deci B egal cu 1. Și probăm relația asta, să vedem dacă situația asta se verifică. Să vedem. Să vedem. Da? Poftim, Daria. Înlocuiește, Daria. Păi, este 21 și atunci... 21 minus. 21 minus. Deci steluță, nu steluță, relația steluță, da, devine... 21 minus 12. 21 minus 12. Egal cu... Care va fi egal cu... Să mă înlocui, e posibil, dar... Egal cu A ori B. Adică 2 ori 1, nu? Egal cu 2 ori 1 minus... A, care e 2. Minus 2. Da. Păi să vedem, 2 ori 1 minus 2, domn profesor, e 0. N-are cum. Deci aici 2 ori 1 face 2 minus 2, face 0 și e fals aici, nu? Fals, nu e adevărat. Face 0, fals. Adică exact cum aș spune că de 21, 9 egal cu 0. 9 egal cu 0, fals. Atunci, zi. Atunci putem să încercăm cu A3 și B1. Deci pornim treaba de pe poziția A egal cu 3. B și B egal cu 1. B egal cu 1. Pentru că nu se spune strict egal cu 1 mai mic, B. Da, deci A egal cu 3, B egal cu 1 și steluță devine ca Sandra. Ce devine steluță? A, ok. Steluță 31. Așa. 31. 31 minus 13. Minus 13. Egal cu... A. A ori B. 3 ori 1. A, deci facem 3 ori 1. 3 ori 1, nu? N-a te pune spun și nu înțeleg, domn profesor. Da, gata.
21, 31 minus 13 e egal cu 3 minus 3. Minus 3. Că e minus A. Echivalent cu? Păi 3 minus 3, 0. 3 ori 1 minus 3, minus 0. A, păi domn, nu, așa nu merge. Ce zici că de fiecare dată când ver este 1, ce se întâmplă? Nu o să fie bine, o să fie fals. Poate voi să facem pe A mai mare. Deci este o observație foarte importantă aici. Și noi n-am văzut asta. Ce păcat. Adică A-ul ăsta, care e comun celor doi termeni, ar fi putut să iasă în față din poziția distributivității. Și noi aici am fi avut încă un lucru de comentat. Deci observația făcută pe două modele ne duce spre ceea ce înseamnă prelucrarea relației date într-un alt limbaj. Da? Zi-mi, Dara, ce vrei să spui? Eu vreau să spun că dacă putem să facem la 3 și pe 2. Da. Faci o greșeală în timpul ce noi comentăm. Ești la altceva și înseamnă că toată explicația mea se duce pe apa sâmbătii. Nu, n-ai cum. Tu ești focusată pe o singură chestie. Ideea ta. Corect. Atunci tot comentariul meu îl pierzi. Din păcate. Și acum, hai să ne întoarcem înapoi. Acest mod de a gândi ne va lua destul timp. Ne consumă timp. De ce să vă spun? Eu am o propunere. Vreți să mă urmăriți? Da. Neapărat mă urmăriți. Sigur că normal. Așa este. 23. Cum se scrie 23? Egal cu? 23 scrie 2 ori 10 plus 3. Deci 23 se scrie ca fiind 2 ori 10 plus 3. Da? A scris Daria? Da. Bun. AB, cum se scrie? AB, dictează-mi tu. Pe AB, cum îl scriu? Eu? Da? Păi AB este egal cu A ori 2. Deci A ori 10. Asta vreau. Așa. Deci A ori 10, cum am zis aici, 23, 2 ori 10. Acum ea, nu știu. A ori 10. A ori 10 plus B. Plus B. Perfect. Casandra, B ori A. BA, așa scris. BA scris așa, ca număr. Cum îl traduci? Păi fac B ori 10. Perfect. B ori 10. B plus A. Plus A. Corect. Și hai să ne întoarcem în relație și să înlocuim peste tot. Ce ar deveni relație? Loc de AB barat o să punem ce? Voi ați zis. A ori 10 plus B. Da? Ați înțeles? Înlocuim, efectiv, în loc de AB deci, barat, 34. În loc de AB ăsta de aici, punem A ori 10 plus B. A ori 10 plus B, numai 34, de unde îl scoți? Deci, hai să vedem, o scriu de sub relația. Vreți să o scriu împreună? AB, numărul AB, minus numărul BA, egal cu A ori B, minus A. Domnul, puteam să facem 32 la... De ce 32? Dar nu, modelul ăsta a fost numai așa, îl șterg. Modelul a fost dat numai pentru a vă trage atenția asupra ce înseamnă scrierea lui 23. Lui AB. Acum, noi gândim de parcă în locul lui 2 și 3 s-a aflat A-ul și B-ul, nu așa am pus. Voi nu înțelegeți ce vrea domnul profesor acum de la voi, nu? Măi, ziceți cinstit. Înțelegeți ce vrea domnul profesor acum de la voi? Eu am zis așa. Înlocuim pe A cu o cifră. Da. O secundă. Trebuie să vedem exact. Deci tu, în varianta care am plecat noi la treabă, așa am plecat, da? Cam l-am constatat că avem mult de lucru. Am abandonat un pic ideea. Am abandonat ideea aceea că am sesizat că ne consumă mult timp. Și am plecat în alt culoare, o altă metodă. Casandra, ai vrea să mă întorc înapoi și să mai continuăm așa? Așa trebuie. Îți consumă mult timp, da? De ce am abandonat-o? Am simțit că mergem greu și acum m-am întors la varianta în care o altă idee, o altă variantă a modului de a gândi problema și am zis așa. Cum s-a scris 23? Am vrut să vă atrag atenția. 2 ori 10, de 2 ori 10 plus un 3.
Dar am fost un model ăsta luat, care nu are deloc legătură cu problema. Și m-am întors la problema A ori B, cu bara asta de sub, înseamnă, cum a fost aici 2 ori 10, înseamnă A ori 10 plus B. Da? De BA, de ce am nevoie și de BA? Pentru că așa este aici, cifra întoarță, nu? Numărul răsturnat. B ori A înseamnă B ori 10 plus A. Acum s-a înțeles sau mai insist încă? S-a înțeles. S-a înțeles. Și domnul profesor, vreau să înlocuiți acum, în loc de A, B, bara A, ce o să scrie? Uite-l pune așa frumos. Uitați, ce puneți? Zice starea, amândouă. Nu, amândouă pe rând. Pe rând, hai, dar hai să zică, am observația că nu înțeleg. Casandra, te rog pe tine. Stați puțin că nu-mi dă. Nu, iubita, nu mai înlocuiește. 42. Nu 42, iubita. Nu trebuie să dai niciun răspuns. Pur și simplu, în loc de AB, pui Y ca U său. Pui toată șmecheria asta. În loc de AB. În loc de BA, pui toată șmecheria asta. Nu vei clar. Atunci mă duc pe modelul dinainte să muncim. 4 ori 10. Asta! Nu 4 ori 10. Fără. A ori 10 pui eu. A ori 10 plus B. Deci în loc de A, B, pun pe... Deci vezi aici relația cum era. A, B minus B, A egal cu A ori B minus asta. Dar ai înțeles? Eu am înțeles. Ce, zic ce pui acum în loc de A, B, barat. Doar, putem zi. Deci nu am înțeles. Dacă faci așa, nu am înțeles. Vor mai mult să muncesc pe partea aia, hai să muncesc pe partea aia. Dar totul să le explicăm și aici cum ar trebui. Hai să mai insistăm un pic. Mai insistăm un pic, domn profesor. Uite, Casandra, mă întorc din nou. Dar e urmărește. 79 înseamnă 7 ori 10 plus 9. 23, domn profesor, mai luați un exemplu, vă rog. Da, 23 și facem plus sau minus. Egal cu 2 ori 10. Plus 3. Și acum să facem scăderea lor. O secundă. Acum. 7, A 3. A 3 cu bară. Se subînțelege ce? Că A trebuie să fie 3. Nu. A poate să fie oricine, dar eu traduc în scris ca și mai înainte. A ori 10 plus 3. Asta vreau de la voi. Deci egal cu A ori 10. A ori 10 plus 3. Dar 5 B. B. Facem 5 ori 10. Asta, măi copii, 5 ori 10 plus B, nu? Asta e. Iar A ori B, așa scris. Ce înțeleg? A ori 10 plus B. A ori 10 plus B. Da? A ori 10 plus B. Daria? Da. E bine? Da. Da. 79 minus 23, cum o să scrieți? Da. 79 minus 23. Faceți. 79. Stai puțin să scrie, domn profesor. 79 minus 23 este egal cu... Zi. Este egal cu 7 ori 10. Plus 9. Plus 9. Minus... 7 ori 10. 7 ori 10 plus 9. Minus cine, Casandra? Minus 20. 2 ori 10. 2 ori 10. 2 ori 10. Minus pune într-o paranteză, că o adunare acolo. 2 ori 10. Plus 3. Plus 3. Asta mai fete. Deci așa vrem și acolo cu A și B. Exact asta vreau. În loc de A ori B. Zicem A ori 10 plus B minus B ori 10 plus A. Deci vă să spun A ori 10 plus B. Da. E asta de aici. Da. Pun și într-o paranteză ca să fie clar. Minus. Minus. În loc de B ori A. Zicem ce casă are? B ori 10 plus A. Bun! Bravo. B ori 10 plus A, da? Egal acum, lăsăm A ori B, egal cu A ori B, minus A. Echivalent cu. Paranteza asta mare vreun rost să o pun? Apropo de ce discutam la seară. Nu. Nu. Deci vine A ori 10. Plus B. Plus B. Minus. Atenția. Atenția cum copii. Dar sunt în cel mai greu moment al vieții mele. Am un minus înaintea paranteze. Cum am fac? Minusul ăsta. Adică minus tot ce se află aici. Adică minusul ăsta, minus și ălaltul.
Este o șmecherie foarte tare. Vrei să scăpați de paranteză, să înțeleg. Da. Deci minus tot ce se află, adică minusul ăsta lovește și pe ăsta primul termen și pe al doilea. Cum faci? Îi va spune, bă, și tu cu minus și tu cu minus. Altfel nu desfac paranteză. Eu nu înțeleg altfel cum să fac. Nu deschid porțile. Da? Deci, atenție, când zici minus, tot ce este în paranteză, minusul ăsta lovește pe toți termenii. Și va fi minus ăsta și minus ăsta. Ați înțeles? Și așa se desfac paranteze. Asta e chestie foarte tare. Foarte tare. Deci când am așa, 79 minus 4 plus 7. Atenție, Daniel. Da? 79 minus 4 plus 7 este egal cu, în mod normal, ar trebui să fac 4 plus 7, cum știți voi, ar face cât? Face 79, să facem calculul ăsta și până să ne luăm și pe altă parte. 79 minus 7 plus 4. 4 și 7, 11. Ziceți mai tăi că noi vorbiți. Și de 68. Face 68. Rezultatul 68. Tot așa, dacă eu pe calea cealaltă, 79 minus, minus 4 și minus 7, pe amândoi îi lovește. Minus 4, minus 7. Și va face cât? Ia să vedem. 79 minus 4. Tot 68, pentru că... Tot 68, în cele două etape scădem, nu? Și acum am învățat aseară, ce am făcut? Fiindcă amândoi sunt prieteni aici, îi adunam și scădeam. De fapt, făceam șmechere de sus. Dar atunci primul scădem din total pe așa ceva. Vedeți? Și am scăpat de paranteze, dar s-a schimbat semnul din paranteze. Asta este important, asta că zice minus ceva de acolo, toți suportă minusul ăsta de față. Pe toți îi afectează. Da? Asta e lucrul spectaculos. Așadar, voi putea scrie cum acum, din nou ieșiți-o. A ori 10 plus B, Cassandra, minus C. A ori 10 plus B minus B ori 10. Așa. Atenție acum. 10... Are minus în fața paranteziei, scăpăm de paranteză. Ce se întâmplă cu A-ul ăla? Ce se primește? Minus A! Asta era. Minus A, egal cu A ori B, minus A. Oh. Bă, ce frumos, este extraordinar. Ai, ce frumos, la mulți ani v-a zis. La mulți ani, minus A, minus A. Adunăm un A în ambii membrii și în stânga, adică și în partea asta. Și în partea asta, adunăm. Hai să vedem una. Ce se întâmplă, domn profesor. Superb este. Superb este. Să vedem, adunăm un an. Hai să-l punem, să-l punem în urmă. Îl pun mai la sfârșit pe aici. Deci, domnul profesor, nu-i tabla. Deci, vine 8 ori. Echivalent cu? 8 ori. 8 ori. Cine spun, dictează? 8 ori 10. 8 ori 10 plus B. Minus B ori 10. B ori 10 minus 8. Nu minus 8. De ce minus 8? Pentru că ai 8. Plus A. Plus A, minus A. Deci adunăm un A și în stânga și în dreapta. Și îl pun acum. Așa vine mie mai bine. Deci o să spun așa. Am să vă spun și de ce. A ori 10, fetelor, plus B, minus B ori 10, plus A minus A. Am să-l pun cu altă culoare. Este A-ul care l-am adunat. Da? A-ul acesta este cel care l-am adunat. De aici, fetelor. Pe el l-am pus și în stânga și în dreapta. Egal cu cine? Egal cu B ori 10. Nu, nu cu B ori 10. Egal cu A ori B. Așa. A ori B. Plus A minus A. Plus A. Plus A. Minus A. Minus A. M-am prins acum, da. Se vede foarte bine cu roșu. Așa? Uite ce frumos este. Plus A minus A. Cât face A? 2 minus 2. 3 minus 2. 0. 0. Ăștia nu am treabă cu ei. Ce frumos. Și înseamnă că... Mi-a rămas ce? Mi-a rămas, hai să vezi. Mi-a rămas așa. E egal cu, scrie de la început egalitatea. Păi v-a rămas A ori 10, domn profesor. A ori 10 a rămas așa. A ori 10 plus B. Da. Minus B ori 10. Da. Egal cu A ori B. Egal cu A ori B. Păi da. Așa scrieți, A ori B. Bravo. Scrieți așa cum a scris domn profesor. Deci A ori 10 plus B
minus B ori 10 plus A. Egal cu A ori B. Asta, așa arată relația scris. Da. Și acum vă spun. 7 ori, facem un model, 7 ori 10 minus 5 ori 10, cât ar face? 70 minus 50. 20. 70, 2 ori 10. Da. 2 ori 10, 20. Da. E de parcă am dat pe 10, dar pe 2 este acum mai pot spune. Hai să scriu, să vedem și egal. Egal cu 10, hai să scriu 10 întâi, cât? 2 ori 10 și același lucru cu 10 ori 2. Da. Și înseamnă 10 ori, în loc de 2 pot să spun 7 minus 5? Da, e corect. Sigur că da. Dar ce chestie am făcut eu aici? Văzând că 10 e și aici, aici, am aplicat proprietatea de distributivitate. Factor comun. Și este varianta de factor comun. Și 10 pe lângă 7 minus 5. Din primul rămâne 7, la doilea rămâne 5. Și același lucru pot să fac și în clipa asta, văzând că este ori 10 aici, și aici ori 10, de parcă ar fi 7 și 5. Și acum să scot pe 10 ăsta care-i șmecherul care a apărut aici, comun. Da. Și va fi acum relația scrisă așa, 10 pe lângă. Ori, 10 ori, deschid paranteza, 7 minus 5, adică A minus B. Și plus un B, că va rămas. Plus un B ăsta care mi-a rămas, care e trist aici. E trist, da. Da. Plus un B, egal cu A ori B. A ori B. I-ați pierdut puțin, dar nu contează. Ba, nu am înțeles. Nu, ai înțeles? Bravo, da. Daria, Daria scrie, se uită la tablă și scrie așa. Eu ceva, ați pierdut, ați pierdut. Daria, unde ne-ai rămas? Hai să vedem. Unde ai rămas? Deci în clipa în care tu scrii așa și te uiți la tablă, e dezinteres total. Corect. Adică ce să se vadă acolo? Nu se vede nimic. Pierdut în spațiu. Daria, mai vedem încă o dată. 7 ori 10 minus 5 ori 10 adică 70 minus 50 face 20, nu? Am mai făcut noi factorul comun. Dar noi am scris aici cu 10. 2 ori 10. Pe 10 l-am pus în față, scris 10 ori 2. Deci poți să spui și aici. 10 ori 2 este același lucru. 10 ori 2 e egal cu 2 ori 10 la mulțirea cu mutativ. E bine, 10 ori 7 minus 5 pe 2 ăsta. Pe 2 ăsta. Pe 2. Okay, așa tot același 2, da. Dar am aplicat-o acum, fiindcă aici este cu numere, cu cifre și nu pot face scăderea, v-am arătat modelul pe care l-am aplicat aici. Da? Și în felul ăsta 10-10 l-am fost în față și nu este 7 și 5 ca să pot spune concret. Și am zis A minus B, că tot fi acolo, egal plus B egal cu A ori B. Ei bine. De aici vedem că A trebuie să fie mai mare ca B ca să putem face scăderea asta. Observația pe care ați făcut-o voi aceea că având nevoie să facem scăderea de scăzutul mai mare decât scăzătorul. Deci cifra 10-lor de la început a descăzutului mai mare decât cifra 10-lor de la scăzători. Dar cât de frumos este aici? Pentru ca să apară A minus B pozitiv, ca dacă, adică poți face scăderea, acum. Acum se vede că trebuie să faci scăderea. Deci, de aici rezultă ca, de aici așa, ca observații, este asta, ca mai mare strict decât B. Da? A strict mai mare ca B. Dacă mă duceam pe alt varianta dinainte, cu observația asta trebuia să mătur. Au doi, 3, toți ceilalți cu variantele din față. Da, așa mi-a luat prea mult. Mi-a luat mult mai mult timp. Da, da. Nici acum n-am finalizat-o pe asta, dar vreau să spun că ieșițul merge greuț. Aș avea vreo 9 cazuri. Sau 8 cazuri. AU2 și B1. Unul nu merge. AU3 și B1 nu merge. Și B1 cu 1 nu merge. Nu merge. Așa, nu merge cu 1. Cu 1 nu deci, mă duceam la AU egal cu 3 și B2. AU4 și B2, 3. Nu merge. 2 și 3. Da. Nu merge. AU5, vreau să spun câte încercări aș fi avut să le număr. AU6, B4, parcă merge. AU4. AU6, B4. AU4, B2, 3. Nu merge. Dar eu trebuie să le fac pe astea, să le epuizez, că altfel n-are rost. Și nu merge. AU5,
B-ul 2, 3, 4, el a fost gândit în varianta asta. Deci cei care au propus exercițiul ăsta, l-au gândit în varianta în care pe A îl cresc ușor, B o să fie pe rând variantele de înainte. A o egal cu 6 și B o ia de unde? 2, 3, 4, 5. A o 7 și 2, 3, 4, 5, 6. A o 8. Deci erau 2, 3, 4, 5. Și erau false, false. Erau multe cazuri și false sunt. Foarte. Asta vreau să spun. Nu am spus că merg toate, ci da, am obligația să le iau pe toate. Da. Când aveam motive să elimin. Mai mult, observația asta este fină aici. Descăzutul, mai mare decât scăzătorul, care conduce la A mai mare ca B. O primă observație pe care ele au făcut-o, fetele. Foarte însă aici, bine. În momentul când am făcut-o așa, se vede și mai bine de ce A mai mare ca B, ca să am din cine să scad, dar nu aici. Parcă A6, B4. Nu mă interesează care merge, mai. Eu vreau altceva. Vreau să înțeleagă că trebuie să le epuizeze pe toate. Neapărat. Asta, da. Cine merge, e asta altă poveste. E altă poveste. Da? Da. Nu e important. Important că dacă am mers și nu ne-am făcut pe cealaltă cazuri, eu nu aș da decât jumătate de punctaj. Da, 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 eu am înțeles. Deci dacă se duce la întâmplare și ghicește perechea de numere A și B și constată că e bine, nu-i dau nici decât o zecime. O zecime. Trebuie să le încerce pe toate. Sigur că da. Da. Dacă le-au încercat și una le-a rămas și pentru asta taxez. Pentru că dacă ar fi mers și cazul acela. Și că zice ele doar două puncte. Sigur că da, dar este corect și frumos organizat. Observația este că au se duce în față câte puțin și tot ce este în față, în spate, B-ul poate să prindă. Și atunci toate numele se construiesc. O să mai facem, copii, ca să înțelegeți, să facem tot exercițiul statura viitoare. Ca să se înțelegeți. Dar trebuie... Nu, eu vă propun să-l terminați pe ăsta. Să-l luați. Cum am primit așa. Da. Când vă era vouă la îndemână. Deci exact. Pentru luni vreau acest exercițiu epuizat în varianta aceasta de încercări. Chiar să veniți cu soluții. Da? Și să văd pe caietel determinat exercițiu. Ăsta, cum da. Am făcut aici? A-ul 2, B-ul 1, fals. Da. A-ul 3, B-ul 1, fals. Fals. A-ul 4. A egal, continuați voi, A4, unde B-ul egal cu 1, B egal cu 2 și B egal cu 3, dar B-ul egal, cum ne-ați spus, că nu merge. Nu merge niciodată. Da. Atunci numai 2 și 3 și vedeți dacă e fals, fals, urmă A-ul 5. Deci luăm varianta. A egal cu 5, iar despre 2, B egal cu variantele. 2, 3 și 4. Și vedeți, dacă e fals, dacă e fals, fals. Deci în felul ăsta și vedeți toate variantele. Da? Și după ce epuizați, v-ați uitat cât timp v-au consumat, vă întoarceți aici și aici sunt șanse să vedeți mult mai repede ieșițiu. Este mult mai repede. Pentru că aici A ori B asta, cât ori, cât se facă ceva de ordinul zecilor. Deci fac o selecție foarte rapidă. Când zic A minus B ori 10, am 10 aici. Iar aici, A ori B, ce nu două numere cifre înmulțite, să treacă de cifra zecilor. Deci, se face o selecție mai rapidă decât încercările de aici. Da? Deci, asta este motivul pentru care v-am invitat să le ducem pe culoarul ăsta. Cu timpul consumat pe varianta ușor sesizat, în ghilimele ușor de sesizabil, pentru că e dacă de muncă, nu te duci poftim? E de muncă și dacă nu le iau pe toate în calcul, nu le dă punctaj. Sigur că da. Pică chestia. Dacă n-au ordinea asta să meargă, este superb, pentru că în testul ăsta vreau să văd dacă a sesizat, l-a mutat la 4, nu ia numai pe 3, pe B. Și pe 12. Și pe 12 pe 1. Da, 1. Sesizat. Dar dacă le iau și pe 1 da, și probează să fac 0 fals, fals, foarte bine. Pe 0 nu poți să fie. Nu, că zero, cifra 0 nu poate să fie aici. Când vorbesc de un număr format din două cifre, pe primul loc nu poate să fie 0. Și când se invertează pe A, iar B. Am vorbit asta. Da. Ca să pe 2 da. Ați zis, A, B poate fi. Ia uitați, 1, 2, 3 până la 9. 1, 2, 3 până la 9. 0 nu are voie să fie din motivele care am precizat mai devreme. Da. Oricum
cu jumătate, adică un pic din exercițiu, voi ați mișcat la prima citire. Și de aici încolo, lucrurile merg și vedem munca depusă, efortul care îl facem, cu finalitatea aceasta riguroasă din numărul încercărilor. Dacă să știți acasă ce aveți de făcut, da? Așa. Dar ea mai știe un lucru. Cât de seară se va pune pe filmul pe profon, și mâine se va găsi filmul și are bucătă. Este o șmecherie formidabilă. Și sigur, nu are atenție ca să la tata când insistă, o spune și pentru varianta următoare. Tu fiind actrița în filmul acesta, este superb. Peste an, mi se pare o glumă, dar peste an vei fi atât de bucuroasă să spui, băi, am fost acolo. Am fost cu profunul. Era vocea mea, măi, copilule. Da, era vocea mea acolo. Eu, voi nu știți, dar i-am simțit toată energia, așa cum curgea dinspre noi, dinspre el spre noi și ne-am bucurat de chestia asta. Dar filmul de ieri nu e pus. Filmul de ieri, în seara asta, cred că astăzi l-am pus acolo, e încercat. Nu, l-am votat azi toată ziua. Nu am avut timp, Cristi, să facă, că și el doi copii, probleme da, așa. Cred, am vrut să arăt faza cu tortul, domnul profesor. Da, va fi pus, cred că în seara asta va fi pus și mâine îl vedem. Ok, hai, faceți încheierea, copii. Ce-am făcut astăzi? Da, întâi sinteza zilei. Ce-am făcut astăzi? Hai! Ce-am greu făcut? Metodele, nu știu ce. Dar nu metode. Ce-am făcut? Am făcut probleme cu ore. Cu ceasul, da? Cu ceasul. Aaa, timpul. Probleme, foarte tare. Am învățat să facem diferența între timpul prezentat în două momente. Da. Timpul prezentat în două momente și am făcut diferența, da? Da. Operații, hai să zicem așa. Cu unitățile de măsură ale timpului. Cu unitățile de măsură ale timpului. 3. 2. Păi am făcut probleme cu necunoscute? Nu o să spun așa. Se formulăm altfel. O problemă de numărare, ca să vedem dintre toate variantele, care e cea bună. No, hai să spunem. Determinarea numerelor de două cifre, de forma. A, B, determinarea numerelor de forma A, B, ce verifică o relație dată. Deci determinarea numerelor de forma A, B, ce verifică o relație dată. Asta am gândit. Ne oprim aici. Să fii șomer, nu uita de like și share. Deci prietenii noștri să ne ajute, nu? Asta, da? Să se uite și să ne ajute să transmită mesajul mai departe. La revedere, dragilor! Ah, cred că domnul ăsta nu-i trebuie să-l. Nu. Ah. Da, da, un pic. Nu stă obișnuită.